Ministerul Educației și cel al Sănătății au emis un ordin comun care stabilește măsuri pentru organizarea activității în actualul context epidemiologic. Potrivit documentului, accesul în instituții trebuie organizat astfel încât să existe o suprafață minimă de 4 metri pătrați pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 metri între oricare două persoane apropiate. Accesul este interzis pentru persoanele care au o temperatură corporală ce depășește 37,3 grade Celsius. Temperatura va fi măsurată la intrarea în incinta instituției, iar suprafețele expuse vor fi dezinfectate și, de asemenea, vor fi evitate aglomerările de persoane. Monica Anisie, ministrul Educației, a precizat că în fiecare unitate de învățământ va exista un cadru medical care va supraveghea participarea elevilor din clasele a 8-a și a 12-a la cursurile de pregătire, dar și procesul de examene naționale. În ceea ce privește participarea elevilor din clasele terminale la aceste cursuri de pregătire, aceasta este opțională. Vom redeschide școlile prin aceste cursuri de pregătire pentru elevii din clasele a 8-a și a 12-a, tocmai pentru că aceștia au nevoie în această perioadă de o revenire și o reîntâlnire cu profesorii. Revenirea la aceste cursuri este una opțională. Cred că trebuie elevul să se reobișnuiască cu spațiul școlii, dar și să fie susținut emoțional de profesori. Odată cu revenirea la școală vom lua și măsurile de siguranță, pentru că de aici am pornit de fapt, de la temerile pe care le au elevii sau părinții. Această revenire este una opțională și părintele este cel care evaluează starea de sănătate a copilului, dar și ceea ce se află în familie, membrii familiei care ar putea fi în grupa de risc, a arătat Monica Anisie. Ea s-a declarat convinsă că profesorii vor fi atenți și la susținerea emoțională a elevilor. Pregătirile pentru evaluarea națională și bacalaureat vor avea loc în perioada 2-12 iunie. În județul Sălaj fiind așteptat să revină în sălile de clasă 2099 de elevi din clasa 8-a și alți 1735 de elevi din clasa 12-a.